tare frumos, sau tare fain, cum să zice, fain. Din fain. A fost până săptămâna aceasta, pentru că noi muncim acum pe vremea acela, nici nu mai știu, al patrulea album. Și producătorul mi-a zis că e minunat dacă am schimbat titlul la o piesă care, piesa care am cântat-o, se numea Pune și ele pe cai. Și am modificat un pic titlul, nu o să găsiți în listă, cu balada Dacilor Liberi. Deci asta a fost balada Dacilor Liberi. Vreau să spun că întâlnirea noastră cu domnul Danion a fost întâmplătoare, zic eu. Domnul Danion ne-a găsit pe Facebook și pe YouTube cu un cântec, versurile celui Dorian. Îmi place să spun la toate cântecele cine semnează versurile, pentru că fără poeții, uneori muzica folk este inexistentă. Gelu Dorian, un poet din Moldova, din nordul Moldovei, și elegie pentru Brâncoveanu Constantin. Elegie de Brâncoveanu Constantin prin piesa care cred că ne-a apropiat pe domnul Danion de Alharic și viceversa. Elegie de Brâncoveanu Constantin. Mulțumim!